Hai mă băiete, mai stai mult degeaba? Că de când nu plecă fata și e numai supăra, stai. Nică n-ai mai mușet. Azi măi mamă, că mi-e dor de Lucreția, n-am chef de altceva. Ei, n-ai chef. Că Buriana a avut chef să crească. Hai la prășit. Las că vin mai încolo, că acum am depresie. Hai mă, că și roșii și ele au depresie, că tu crezi cu burianele pe ele. Nu știu, copilul ăsta de când a plecat fata și a ajuns un leneș, nica nu vrea să facă. Mă, mica asta nici nu mă înțelege că eu sufăr acum din dragoste. Că mi-e greu, că Lucreția era sufletul meu perechi, s-a plecat așa. Ei, numai suflet de perechi eu am avut, ce să zic. Că numai perechi dau eu niște perechi de palmi de... Numai. Nu vede că tăte vor banii lui. Hai că vin în jumătate de oră să termin să mă joc cu moți. Vine mă acum, că dacă eu plec fără tine, tu nu mai vii. Vezi că trebuie să tai burienile, nu roșiile. A, scuze. Așa o să fac și eu la iarnă când o să înșeri roșii. N-am, scuze. Fiurec, mai atent cât tine tai. Nu pot tăi, mamă, că e complicat. Numai la Lucreția mă gândesc, că supărat are. Băi, eu numai la mâncare mă gândesc. Când n-o să vin și să mâncăm, tu te gândești numai la gajici. A, băi, dar am plecat în străinătate, nu o să nica după aia. Păi, dar nu o să se întoarce în două luni de zile cu o găsă job acolo? A, dar două luni trec greu. Băi, da. Trec greu dacă faci freci menta. Dacă muncești, nu temi că nu treci greu. Hai, apucă-te treabă. Nu știi tu prin ce suferință trec eu acum. Hai mă, las mă în pace, că de fiecare dată când l-o părăsă câte una tot, nu m-a supărat, nu m-a așa, ba că ia lui Jeta din deal, ba că ia lui așa Viorica de la magazin, așa o stat totdeauna supărat și nu muși câte o luni de zile, da, să-mi pace. Ai spus tu și suferința ai ție la iarnă, că n-ai să ai un bulion, că roșiile le tai. Las măi mamă, că tot mă la material te gândești, tu nu știi cum e cu dragostea cu asta. Băi copchile, tu ești prost, ți-am de atâtea ori. Fetele ăștia umblă după bani, după tractor, după căruța ta și străbu. Ți-am să cauți o fată de Doamne ajută. Nu e adevărat, am avut ghinion în dragoste eu. Băi, ai avut noroc că te-o părăsit. Că dacă aveai ghinion, îți lua și banii și tractorul și nu rămâne cu nic. Dacă eu am plecat, că tu nu mă înțelegi, tu ești rău cu mine și eu nu mai muncesc. O plecat deșteptul și m-o lăsa singură pe câmp. Dacă mai faci odată, chiar mă supăr tare. Ei, mămica, muncă, muncă și atâta, dar nu așa trăiești. Hai mă băiete, că nici la animale n-ai dat mâncare, nica n-ai făcut. Hai mămică, las-mă, că n-am chef de treabă, n-auzi, nu ți-am scris depresiv. Hai mă, că animalele au chef să mănânce, n-au cunosc cu depresie. Băi, mamă, dar nu înțelegi, mi-e dor de Lucreția, băi. Păi, și la animale le dor să mănânce. Pune mâna așa muncește, că dacă nu, depresia e ultima ta problemă. Păi, dacă n-am chef, fă, și nu înțelegi că n-am chef. Nu vin din munca, nu am chef din muncă, nu? Ha, mă, dar și aici ai pe chef? Asta te rezolvi eu tot cele, dacă e vorba de așa. Păi, uite, sau am ceva ca să te simți mai bine. Da? Ce anume? Am întrebat farmacista și o să-ți dau un antidepresiv. Păi ce-s bune? A, îți vine cheful din muncă, știi cum? Antidepresiv. Era 1.000.000 pastele. După că și că nu muncește toată ziua, mai dau și o grămadă de bani pe pastele. Las că rezolv eu cu antidepresiv de ăsta de la țară. Acum depinde cu administrarea cum vrei. Doză șoc sau pe perioadă mai lungă? Păi care e mai bun? Asta șoc e mai eficientă, dar e mai greu de administrat. Numai că e o leacă mai dureroasă. Aia cu administrarea pe termen lung nu are eficiența așa. Deci, atunci doză șoc. Dacă tu ai cerut-o, eu ți-o dau. Hai mă, dai drumul la muncă mare decât scoți o depresia din tine. El a vrut doză șoc. Eu am vrut să-i dau și pe termen lung. Dacă el a vrut doză șoc, asta i-am dat. Eu când am auzit doză șoc, eu mă gândeam la o pastil mai puternic ceva, dar într-adevăr șoc am avut când am văzut o mămică așa nervoasă. M-am munșit de dracu mă la zile astea. Adevărul că te lasă și depresia, te apucă și cheful din muncă când te gândești că dacă nu ți-ai văd o antidepresiv după cap. Ei, uite, așa stăm altfel de vorbă. Stai și tu uiți la poza și e tătă ziua și oftez la e. Cum mă uit eu la televizor și văd cum crește inflația? Bă, da, parcă ne-am mai trecut așa din supărare de când muncesc aici prin curte. Că până la urmă, da, vorba aia, de frică faci mult în viață. Știți cum e? Ștaci, mă, de gură, n-auzi? Vorba și e. Unde dă mama crește? Cu cui? Ce faci, mamă?
niște buruindă și coșei. Ei, ce? Trotinet? Și de unde o ai? Am făcut eu afaceri bune. Afaceri? Da. Tu? Da. Bună? Da. Tu ai făcut o afaceri bună? Da. Ultima dată când ăsta a făcut o afaceri bună, a dat 100 de milioane pe kilo de fasole. Când l-a păcălit ăla, că gec și brezul de fasole, e adevărat. Problema lui, acum și facem noi cu gâsca de aur. Stă cu găinile sau cu noi în casă? Ca să vedeți și bună afaceri stă el. Vai de mine, dar câți bani ai dat pe trotineta așa? Nici bani. Și atunci ce ai făcut? Am luat-o la schimb. La schimb cu ce? Cu calul și căruța. Păi ai nebunit? Calul și căruța strâmbul la câmp, băi. Cum să dai pe așa ceva? Drept să zic că-s bucuroasă că nu o dat asta la schimb. Da, mă, mică, dar asta ai mai mult viteză decât calul. Și plus că calul se bali, faci gen de mâncare. Asta mai băgat-o în priză și... Ai plecat. Rachetă. Băi, deșteptule, dar cum care tu trifoiul de pe câmp? Îl pui la tine pe schinari? Păi dar ai să mai trebuie trifoi dacă n-ai cal. Calul mânca trifoiul. Atunci, barabul, păpșoi sau ceva, nu trebuie carat ce avem pe câmp? Aoleu. Cred că am făcut o mică greșeală cu trotineta, dar ce zi faci, m-a luat tare. Eu când am văzut cu luminițe, cu butoane, cu astea, m-a luat din prima așa, m-a fascinat că la cal n-ai de astea, n-ai butoane, ai doar comandă vocală, cu hăiți și cu ceală și cu iha, dar nu mergi tot timpul, mai dă eroare, e ca la baterie la telecomandă, când e uzată nu mai mergi din prima, așa și cu calul. În schimb, trotineta, când ai apăsat din prima, mergi. Mergi acum să-l schimbi înapoi, că dacă nu te înhăm pe tine la căruță și ai să care du-te cele. Amă, mamică, că e fain asta, eu aș vrea să păstrez și pe asta și dacă recuperez calul, să dau un schimb altceva, nu știu, vreo căruță de lemn, dau și toporul ăștia la bun, numai să-mi ulesc mie, cum și fain, are gumă, are de astea. Hai, dai drumul! Vreau și fain. Ce faci? Unde-i calul? O zi mi-ai că nu mi-l dă înapoi, că eu am fost de acord să-l schimb și acum o zis că și el are treabă la câmp și o să mă descurc. Mergi la Mihai și îi spui că dacă nu schimbă trotineta cu calul, eu mă duc la poliție. Mergem la poliție. Gata, am mutat. Mă duc, îi zic. Și acum ce-ai rezolvat? Nimic. Nu i-ai zis că mergi la poliție dacă nu ți-o schimbă? Ba da. Și el ce-a zis? O zis baftă multă că oricum tata e șef de post și mergi degeaba, n-ai ce să-mi faci. Și tu ce-ai zis? Ai dreptate, n-am ce să-ți fac. Și el ce-a zis? A început să râdă. Și tu ce-ai făcut? Am început să plâng. Și el ce-a făcut după aia? A început să râdă și mai tare. Și tu ce-ai făcut după aia? Eu m-am oprit din plâns, că îmi pare rău după cal, dar îmi pare bine după trotinetă. Băi, la ce dracu ți-o trebuie trotinetă? Că jumătate de sat n-are asfalt. Unde mergi cu ea? Ei, cum unde mă duc cu ea? Mă duc duminica la biserică, poate uleacă la crâșmă în sat. În primul rând, tu la biserică n-ai mai fost de 7 ani și la crâșmă dacă mergi, îți mirești nasul cu ea. Eu nu înțeleg de ce mămica n-are deloc încredere în mine, că doar o văzut și bine mă discut cu trotineta. Bam, bam, expert. Nu e adevărat, mămică, că eu chiar mă pricep. Uite, dacă vrei acum, mă urc pe ea și ai să vezi și bine merg prin sat. Uite, să nu zici că... Dacă eu vă zic că e merge treaz, gine că nu bău, că altfel își rupie gâtul până acum. Poate o leacă aș mai puteți mai învăț, dar oricum în principiu mă pricep. Nu e așa de rău cum zici mămica. Dar acum am alt plan să fac să recuperez calul. Mă duc la poker, că Mihai joacă poker în sat. Și atunci aș câștig, pun trotineta la bataie și câștig înapoi și calul și căruța și păstrez și trotineta. Eu acum trebuie să mă strâng fasolea de pe câmp. Acum și fac. Cum facem? Băi mămic, m-am hotărât. Mă duc la poker în sat și câștig și rezolv eu. Ce să faci tu la poker, mă? Tu nici nu știi câte urechi ai, mă. Că tu, când ai auzit de chintă, ai crezut că e alună și crești în copac, că e rudă cu aluna. Nu e adevărat, eu chiar știu să joc poker. Serios? Când ai câștigat ultima oară? Și a trecut, am avut careu. Ce ai avut tu în careu, mă? Că ai jucat pe teren la școală în careu acolo, mă. Ah, da. Ei, am știut eu ceva de careu, vezi? Tot mă pricep. Hai că mă duc, hai să vezi că rezolv. Ce ai făcut, ai câștigat? Nu, am pierdut și trotineta. Și de ce ești disculț? Că am pierdut și papușii și abun de duminică. Acum nici mai am cu smer la biserică. Eu presum că tu ai smer și cu vânătăi de acum. Da, mamă, dar oricum zicei că e periculos cu asta, așa mai bine pe jos, ești mai în siguranță. Dacă tu nu recuperezi calul, numai în siguranță n-ai să mai ieși de acum. Drept să zic, nici n-am ce să fac. Omul a câștigat și în stil la poker, a avut și în ceaș. Mai și în stil, dar nu se poate. Dar pe de altă parte,
Mămica mai cumpără alt cal, dar eu altă casă nu mai găsesc. Așa că am luat bicicleta și e bună și am mers în sat și am pariat-o și pe ea. Am zis, ori câștig și recuperez tot, ori mă mut și fără bicicletă. Îți place? Și face și cu ăsta. Ăsta e mai bun decât calul. Că nici nu nechează, nici nu se baleg, nici n-are nevoie de mâncare. Și ăsta nici nu pleacă de la crâșmă fără tine dacă tindiți la băut. Te așteaptă? Și calul? Ia să-l păstreze, că e mai bun ăsta. Și pe ăsta de unde l-ai? Ei, de unde? L-am câștigat la poker. Serios? Păi da, nu înseamnă că mă pricep. Dar cum l-ai câștigat? Ei, cum? Am avut full de aș. Și el ce a avut? Eu l-am avut full de aș, dar unul mai mic. Cum adică? Păi eu am avut full cu 6 aș, eu l-am avut numai cu 5. M-am prins eu când îl duși capul, dar până la urmă... Parcă nu e așa de rău când văd că nu e cel mai prost din sat. Clopăcălită la cât Jack și George pasă de bărat. Clopăcălită la cât Jack. Ce faci, băieți? Mai mult? Până se termină. După aia nu mai am. De unde ai fost dimineață? Am fost la Câmpiva cu Marea Trifoiu. Dar cu ce ai fost, mă? Cu tractorașul. Și de ce țipai la el? Târ, hăi, cea? Mă, la vală, na, obișnuință ca la cale. Comanda vocală să uite greu. Dar văd cam îți place să te plimbi, că de când cu tractorașul numai pe drumul umbli. Dar vezi că ăsta nu mergi pe Trifoi. Ai, mă, mică, dar altfel parcă te vede lumea în sat când mergi tractorașul. Ai o prestanță, ești cineva. Tu ai băgat benzină în el? Nu, că avea rezervorul plin când l-am câștigat la poker. Vezi că e cam scumpă? Cât de scumpă poate fi? Ca să fim sinceri, că eu de când am tractorașul ăsta sunt un fel de patron, așa. O mai problemă de bani la mine. Când o câștigat copilul ăsta tractorul la poker, nu m-a pinsat să plimbă. Până acum mă plângem că stă acasă, dar acum nu-l mai găsește. Ei, eu s-a fașerist, n-ai treabă, mă descurc. Ei, bun, na. Dar mă duci pe mine până în Târg Joi? Eu te duc, dar trebuie să dai niște bănuți, că asta nu merge pe Trifoi. Vrei bani? Da, ca la taxi. Și râde la mine bani? Păi ți-am zis că s-a fașerist. Dar tu ești afașerist cu măta, mă, deșteptule. Păi n-ai zis mai devreme că benzina e scumpă? E, da, dacă e vorba de așa, când te așezi la masă și eu bani ca la restaurant. Ei. Și de acum când mergi în casă, își ier bani ca la hotel, când mergi la baie, ca la WC-ul public. Să văd dacă îți convine. Și când mi-ai pierdut calul, bani ca la cămătari. Hai bine că te duc moca pe tine, dar m-a dat asta. Cum adică moca? Dar când mergem căruța și costa bani? Da, Trifoiul crește pe câmp pentru caldă, benzina nu crește. Cel puțin nu la noi, pe câmpul nostru. Și să-i faci acum? Alți bani, altă distracție. Adică eu, bă, mic, acum o scutez, dar doar data asta, că doar nu curge benzina la izvor. Bani în jos, ochii la ușă sau alți bani, altă distracție. Cum vrei tu, dar oricum ar fi... Ia auzi, mă, ți dau eu banca la taxi. Mai ai un pic și spune scopitorii între dinți, stați-i, cască în urechi. După și când eu pierd calul, mai faci și figurea cu... El-i tu peste, că eu mă duc să bag niște benzină la tractor, că nu mai am. Și ai bani? Mă descurc să faci rist. Ce, mă, ai venit pe jos? Da. De unde ai lăsat tractorul? La Ion, la Peco. De ce? Când am avut bani să plătesc benzină. Dar de câți bani ai băgat benzină, mă? De tăți bani, am vrut să fac full. Dar rezervorul nu-i mare, mă. Dar prețul benzinii? Du-te, zi, streac pica ei, că după și faci bani cu tractorașul, îi mergi și îi plătești. Da, bună idee. Mă duc. Mi s-a părut mie o idee bună să mă treacă pica ei, numai că nu a fost. Mi-am dat seama mai târziu că nu a fost deloc. Ce faci, mă? L-ai recuperat? Nu. Până nu i-ai zis treac pe cai? Ba da. Și-l ce-a făcut? S-a uitat la caietul cu datorii. Și ce-a văzut? Că am niște datorii mai vechi la el.
Și disculți, de ce ești iară? Erau mulți datori aici. Mi-a luat și papuși când nu a ajuns tractorașul. Dar nu i-ai zis, mă, că plătești tot săptămâna viitoare? Ba da. Și el ce-o zis? Că așa am spus data trecută și nu i-am dat. Păi de ce? E pierdusem la pucare în sat. Și tu ce ai zis? I-am zis, hai te rog eu frumos când pai să mă plin cu tractorașul prin sat. Și el ce-o mai zis? O zis, hopa, stai că tu mai nici datorii și pe foaia celălaltă. Și tu ce ai mai zis? Ups. Și el ce-o spus mai departe? Dă-și haine de pe tine. Și tu ce ai mai spus? Am zis, lasă-mă că ar vesta și cășula că mă trage curentul la spate. Și el ce-o zis? Îți lăs și tricoul cu miros la transpirație. Și tu ce ai mai zis? Mulțumesc frumos. Și după aceea el ce-o făcut? O zis că dacă nu plătesc în două zile îmi pun tractorașul la vânzare. Uf, du-te și iei bani de acolo de pe televizor, plătește-ți datoriile și după aceea îmi dai banii când faci bani cu tractorul. Mă duc. Mă duc și recuperez tot. Ce ai mai făcut, mă, acum? Alte datorii mai mari. Păi de ce, mă? Am mers plătesc benzina. Și? Și mi-am dat seama că nu mi-ajung bani. Și ce ai făcut? Am mers la poker să-i dublez. Și ce ai făcut? I-am pierdut pități. Și cum, mă, n-ai avut iar 6 ași? Ba da, dar Mihai a avut 7. Cred că o trișat. Crezi? Băi, calul l-ai pierdut, tractorul l-ai pierdut, banii de televizor i-ai pierdut și mai urmează. De fapt, să știi că am pierdut numai tractorașul, că morcuța nu a vrut-o nimeni și mi-a lăsat-o mie să o păstrez. Ia auzi, ai păstrat-o? Da. Păi și vesti bună. Nu e așa că e vesti bună? Dar de ce e vesti bună? Eu cred că și mămica asta exagerează o leacă cu supărările ei, că până la urmă ce mare lucru am făcut. Eu cred că o să-i treacă cât de curând și după aia o să revin tot la normal. Până atunci, noapte bună și ne vedem când mă primi înapoi în casă. Op, așa. Un pic cu gălăgea, că sensibil la somn. Hai, noapte bună. Hopa. Ce faci, mă, iar stai? Nu, dar o leacă am luat pauză, atâta. Hai muncești, că mai ai mult de muncit până să plătești datoriile. Da, da. Eu abia te-am primit în casă și tu gata stai? Gata, mă apuc imediat. Pe faza cu pierdutul calului și a tractorului și a banilor la poker, mă bucur că m-a primit în sfârșit acasă. La urmă, nu a fost așa de rău nici remorcuț, dar na, încă mai doar o leacă spatele. Mai faci și pretenții? Fii bucuros că l-am primit acasă, la câte prostii au făcut. Bă, mamă, dar știi ce vreau eu să zic, e? Și vrei să zici? Mulțumesc frumos că m-ai primit înapoi după câte prostii am făcut? Da, așa, asta, dar de fapt vreau să întreb ceva. Cum de m-ai primit înapoi după câte prostii am făcut? Și asta, într-adevăr, dar nu, altceva. Deși m-ai primit înapoi? Nu, măi, mamă, măi. Atunci și vrei, mă? Băi, mamică, știi ce mă gândeam eu cât timp am dormit acolo în remorcuță? Așa, mă, când te gândești că era liniște și frumos acum. Era, într-adevăr, o leacă cam rece, s-a arat la spate, dar în rest foarte, a fost bine. Păi dacă ți-a plăcut așa de mult, puteai să mai stai o leacă. Să vezi ce idee deștepte să mai vine în mintea ta odihnită. Mă gândeam așa. Tu n-ai vrea să ai un nepot să-l pești în ogradă? Ba da, mă, mi-ar plăce, dar tu nu ești în stare nici un tractor să păstrezi aici în ogradă, apoi un copil. Nu, dacă faci copii, îi pierzi la poker, mă. Ei, cum îți pierd la poker? Dar la și la șeptica? Ei, dar nu, dar mă gândeam așa, că deja într-un fel parcă am și vârsta asta la care vrei urma, știi? Tu ai destui ani, dar n-ai destul în minte. Las, că asta vine cu timp. Da, când nu ți-o vine până acu de acu, nu cred că să mai vine. Dar cum adică vrei urmaș? Păi da, așa niște copilași pe ei, prin o gradă, tu n-ai vrea nepoți. Și eu ar vrea să am un cal, un tractor, dar eu pierdut deșteptul la poker. Păi, mămic, eu știi că vorbesc serios, că parcă altfel îți vine mintea la cap, că dai cu chei. Dar bineînțeles, dacă ești prost, că n-ai nicio grijă, să vezi și deștept de bine dintr-o dată, când te stresezi că ăla n-are și mânca. Direct un geniu ești. Asta e ca vorba aia cu băutura. Băutura nu te face prost, doar îți dă curajul ca să arăți cât de prost ești, de fapt. La fel și cu copilul, nu te faci deștept, numai că n-ai timp să știi prost ca de obicei. Ce știi tu, mă, despre crescutul copiilor? Știu vreo două lucruri. Exact cum știi și despre poker. Și dacă copilul plânge și dai all-in, nici nu știi și vrea copilul. Dacă plânge că e foame, dacă plânge că e sete, dacă plânge că e caca. Păi dau de tăte și mâncare și somn și caca și are nevoie și să aleagă el. Dar tu și crezi, mă, că copilul e ca la bufetul suediez? Pui pe masă și alegi fiecare și vrea? Ha, băi, mămică, că n-are cum să fie așa, adică ne descurcăm noi. Cum adică ne descurcăm? Tu vrei copil și eu să mă descurc? Păi de ce are? Băi, eu am impresia că pe tine cam te-o tras curentul în morcuță. Hai, lasă ideile proaste și dai drumul la treabă. Hai, mai repede, hai! Gata, bine, mă duc, da. Eu mi-am dat seama că mămica încă e supărată pe mine și o să fie în continuare până fac eu ceva ca să-i treacă. Și m-am gândit, bă, dacă eu oricum vreau copii, e vreo nepoți, Lucreția nu vrea să-i îngrași. Numai la fix, mi-a venit mie o idee tare bună.
cine e acolo? E bunica. Ce faci, mămică? Ce faci, mă, și copilul ăsta? Tara, nepotul tău. A meu? De la cine? E cum de la cine? De la mine. Cum să fie, mă, de la tine? Adică nu chiar de la mine, dar un fel de aproape de la mine. Ce vorbești, mă, acolo, mă? L-am adoptat. Ce-ai făcut, mă? Nu chiar l-am adoptat, dar un fel l-am adoptat. Adică un fel, da. Mă, tu cred că te-ai pune la cap în remor, că ai început să vorbești pe copaci. O știi pe Mihaela lui Valentina de la gârlă? Da, mi-l lasă mie, nu? Și, mă? De acum, e a nostru. Cum să și e a nostru, mă, dacă e ei copilul, mă? Să mută și el la noi, că o adoptăm și pe ea și pe el, nu? Mă, tu cred că te-ai lovit la cap, mă. Tu vrei să o adoptezi copilul și pe masa? Cam așa ceva. Acum zic drept, era bun tractorul, nu? Că acum m-a ajutat mai ușor să mute, dacă aveam și tractorașul cu remorcuță, bam, nu? Da, măi, da. Și lucreția? Păi oricum zici că vei copchii și nu vrei să îngrași? Mă ghini, nu? Da cum? Băi, tu mergi și duci copchilul înapoi la masa de unde l-ai luat, că eu nu vreau nipoți de ăștia. Băi, dar eu vreau nipoți, dar când o să-i faci tu, că acu-i clar că nu știi. Cum să-l duc înapoi, nu vei simpatică? Uite! Băi, el e simpatic, dar nu e a nostru. Și nici măsa nu poate să te iei aici. Păi de ce? Bă, dar tu ai uitat din Lucreția? Dar cum să te iei aici și Lucreția și Valentina? Păi ce are? Eu dacă știam că te tâmpești așa de la dornit un remor, că te-l primeam în casă. Da, chiar o să Valentina, că vrea înghețată, că-i mititel și vrea înghețată, și dă niște bani să-i cumpăr, dai niște bani? Băi, îți dau, dar nu mă du-l înapoi și spui numai să că nu poți să te iei la noi. Dar nu pot, că am făcut contract de adopție cu copilul, mă. E nostru și ea și el. Și contract ai făcut, mă? Tu e sănătos la cap? Păi așa se face, doar nu-l ia așa de capul tău, nu? Asta se numește răpiri. Du-te și anulează contractul, că dacă nu-ți trăpesc niște palmi, te adoptă somn. Păi și dacă nu poți să o conving? Atunci copilul și cu măsa o să doarmă la tine în cameră și tu în remorcuță. Am plecat. Hai să mergem înapoi la mama ta, că bunica nu prea... Când credem că nu mai poți să fac altă prostie, uite ce-o făcut. Mă, dar ce ai rezolvat? Mai nimic. Mi-a dat băscuța asta, în schimb. De ce? Că o zis că ei ar place o schimbare și că ar vrea în casă nouă. Mhm. Știi unde ți-ai remorca? Mă, mic, și-o glumită. Ei nu ni lasă, nici și nu se mută aici. Am făcut o glumiță. Mi-a lăsat o oră să am grijă de el, că are treabă până în sat și am vrut să văd dacă îți place nepoț, dacă faci o glumiță, dacă râzi o leacă la glumă. Foarte bună glumă, foarte amuzant. Vasile, mai ai mult? Acum, mama, acum termin lemnile. Dar cine e acela? Vasile. Nu, mi-o copil adoptat. M-am gândit că dacă tot adoptăm, să ne adoptez și un copil mai cu minte, care muncește, care taie lemne, care să nu pierdă banii la poker, ca să nu facă glume proaste. Acum, na. Eu dacă știam că tu faci o glumă, eu nu-i dădem camera ta lui ca să doarmă. Auleu, păi gata, am venit, acum pot să-l trimit înapoi, gata, că doar, na, uite, sunt aici, na, am făcut o glumă. Păi nu pot că am făcut contract de adopție, că altfel se numește răpire. Eu acum n-am ce să-ți fac. Plus că el are și tractor, ăsta e bun numai de munci și câmpul. Dacă vrei, poți să acăți și remorcuța la el, ca să dori drept, să nu mai dori în pantă. Și eu, într-un fel, vroiam să arăt mămica că se poate și mai rău. Și am realizat asta, dar când ziceam mai rău, pentru ea, nu pentru mine. Din păcate, încă vreo două săptămâni, tot în remorcuță dorm de acum. Dacă tot ne-am apucat să adoptăm, și eu pot să adopt. Dar e frumos așa, cu nepoți prin curte. Păcat că nu s-a mii și cât taxă-o, trebuie să doar în remorc. Hai la remorcuț. Să-mi fac pat. Da. Ce faci aici? Cum ce fac? Muncesc, nu vezi? Dar în altă parte nu ți-ai găsit să muncești decât la mine acasă? Păi acum ești la mine acasă. De când l-a adoptat mămica pe ăsta ca să-mi facă mie șudă, numai el face și muncă prin curte, numai el se plimbă cu tractorul prin sat, numai el mănâncă în bucătărie, numai el doarme în casă. Dar asta e așa, că nu e așa. Arăt eu și nici șeful în casa asta. Și casa ta, tu ai impresia că dacă ai două zile când stai aici, gata, ești tu șef? Păi normal că mă crezi șef, că mămica o zis că îmi lasă mie casa mai târziu. Cum zic mămica așa ceva? Mamă, mamic, iau și eu să asta. Băi, mamă! Da, mă. Și ai zis că ești casa lui Vasilii? Da. De ce? Că el nu o pierde la poker. Ei, dar nici eu nu o pierd. Păi ca să o pierzi trebuie să o ai. Băi, mămică, dar nu poți să aduci un străin la noi în casă să facă legea. El asta vreți să facă la noi în casă, vreți să facă legea. El face curățenie, face mâncare, face treburile tăti. Tu ce faci? Faci fulg de șase afș.
Ei, na, s-a întâmplat odată și de acum gata, mă dezmoștenești. S-a întâmplat de mai multe ori. Norocul tău că am o singură moștenire, că altfel pierdei mai multe. Hai, dă-i drumul și pe treabă, că, bă, de cine mușește mai mult, așa la primești. Hai. Așa am ajuns eu la mine în ogradă să fac altul legea. Păi mă ocup eu de el, nu se poate așa ceva. Ue, tu mai ai de gând stai mult aici? Că nu avem loc amândoi, ori pleci tu, ori eu. Eu nu plec nicăieri. Ba, ai să pleci? Nu, eu nu plec. Te fac eu să pleci, ascultă la mine. Ce se întâmplă acolo, băi? Nimic, e mamă. Ce mamă, băi? E mămica mea. Ba, a mea. Băi, a mea. Păi și iertați cumva? Nu, nu, discutăm cum să împărțim munca. Ca să fim cât mai eficienți. Spor la treabă acolo. Băi, uite ca treaba. Curtea asta nu e destul de mare pentru amândoi. Te provoc la duel. Ce duel, mă? Adică cu Săbii? Nu, mă, de unde Săbii? Tu știi cât costă să facă potcovarul Săbii? Am vorbit acum câțiva ani să-mi fac una ca să tai păpușoi, că am schimbat mai eficient decât seșirea. Dar nu costa mai mult Săbia decât toți păpușoii. Păi atunci ce duel zici tu? Adică nu duel, un fel de duel, adică probi de duele, duel cu probi. Ce fel de probe? Deci, astea-s probile și ne câștigă, rămâne în ogradă. Bun, dar condus tractorului probă decisivă. Asta e că eu n-am tractor. Înseamnă că ai deja 10 puncte în minus. Plus că nici eu nu văd bine de la distanță și trebuie să prind găină, așa că... Păi, tu vrei neapărat să-i bătai? Ia să te vă mă că sare acum la bătaie, că dacă te vede mămica, imediat zbori. Bun, las cum mă descurc eu tractor. Dacă îmi câștig, vezi cum ai zbor de aici. Am împrumutat de la Mirela cu cracanul leacă tractorul, că și ăsta a reșit pe Vasile de când odată i-o furat două găini. Norocul meu. Deci în momentul ăsta e egalitate. După ce câștigi cursa cu tractorul, ai zburat, ai înțeles? Eu? Hei, eu am tractor de 5 ani de zile. Pe mine nu mă face nimeni în tot satul ăsta. Eu n-am nicio emoție la ultima probă, acum eu cunosc tractorul de 5 ani de zile. Eu îl distrug la proba asta, nu mai rămâne nimic din ea. Pot să-i pun și plug și 6 cai în remorgă și tot îl fac. Ai să pierzi? Ce să fac eu, ei? Să pierd eu cu tractorul? Eu nu pierd nicăieri, ei. Bine, decât la poker, dar aia e altă poveste, că acolo treceați lumea. Dar în rest, fii atent. Știți regulile, nu? Primul care ajunge în spatele nucului, ăla câștigă duelul și dreptul de a sta în casă. Gata? Gata? Fii locuri? Fiți gata? Start!
se pun casa asta? Cine îi se pun ograda asta? Nu, nu, ceva nu a fost în regulă cu tractorașul meu, că nu trecea cum trebuia, adică s-a întâmplat ceva, a fost o manevră făcută, nu. Aș crede că eu sunt prost, ca să fiu sigur că câștig. Am mers mai pisar și am făcut bani la două rostul ăsta cu tractorul. Că am fost sigur că el nu vede ghini. Dar tu mai stai mult? Păi dacă am câștigat. Și ce anume ai câștigat? Dreptul să stau aici, să muncesc. Exact. Apucă-te și puneți în practică dreptul, până nu iau eu dreptul să-ți dau două pișoare în fund. Hai, la muncă. Dar și eu parcă s-o leacă prost acum. Am muncit atât de mult ca să câștig duelul, ca să am și mai multe muncă acum. Parcă nu-i corectă viața. Ce faci, mama, ai? Nu, acum am internat. Am strâns și eu roșiile din grădină și când am internat, hopa, mă oprești, mămica care are treabă cu mine. Vezi că ai treabă sâmbătă acum. Ce treabă? Trebuie să strâng la bulli? Nu. Copșoi? Nu. Ceapa? Nu, mă. Și atunci ce treabă? Trebuie să mergi la nuntă. Ce nuntă? Ne-a chemat Ionela lui Dumitrița, cu mărit o fată. Așa și? Trebuie să te duci, că aveam obligații. Și eu fost la mine și eu trebuie să merg, na, ce să fac? Păi de ce nu mergi tu? Că poți să te trimit pe tine, de asta nu mă duc eu. Păi da, să mă duc așa, sunt greu, fără Lucreția? Păi numai bine. Că dacă era și Lucreția, plăteai masa întreagă, dar așa plăteai și numai jumate. Păi mamă, dar nu prea vreau să mă duc, nu prea-mi place. Păi mergi așa că trebuie să mergi, te îmbraci frumos și te duci. Să mă îmbrac frumos? Dar hainele astea și-au. Rapă, în mizerie, miros. Ce vrei tu? Păi și atunci cum să mă duc? E costumul cel bun al tatău, care are 30 de ani, dar sigur că-ți vine. Păi și bani de unde eu, că n-am? Las că-ți dau eu, doar eu am obligații la ei. Du-te în odaie și îmi reactivezi dacă ți-i costumul bun, dacă nu-l ducem la viața la scurtat. Nu, că dacă e mai lung, îl bag în șuboti. Las, mă descurc. Hai mă, odată mai ai mult când târzi la nuntă. Te-ai îmbrăcat? Da, vin acum. Ce zici? Băi, și obotele să mai lipsesc. Da, dar cu ăsta alți bani. M-am gândit și eu că erau mai buni, că bagai banii direct în ele, nu mai aveai nevoie de portofel. Hai, du-te. Și când ai banii, să vezi așa să știi de la cine-s banii. A, băi, mă, mic, dar și crezi că-s prost? Chiar vrei să-ți răspund? Da, știu eu. Aoleu, ce ai făcut, mă? Când m-am văzut cu banii și i-am mulți în mână, m-am gândit, uai, n-ar și frumos așa mulți cum ăsta, dacă i-aș dupla, ne recuperez după aia tractorul sau căruța înapoi, că altfel se uită mămica după aia la mine. Așa că am mers la pocăr în sat să-i dublez. N-am reușit. Mă jur, eu am avut niște intenții bune, am vrut să câștig niște bani ca să recupăr tractorașul pierdut de mai de mult. Și ce ai făcut? I-am pierdut iar. Cum? Păi la început a fost full de popi. Cine a avut? Nu, când am intrat la poker era full de popi. Și popa de la noi din sat, și popa din satul vecin, și vreo niște 3-4-5 seminariști, era full. Și ăștia ciuzva și poker ca au carte. Și numai carte de as, au carte, știi? Ia auzi. Da, și după aceea a fost full de aș. Și pe ăștia cine i-a avut? Nu, nu, asul lui Veta de la gârlă, asul lui Nirela de la deal. Ăștia care sunt azi la poker. Și după ce? După ce eu fost full de dame. Adică multe femei? Nu, am avut popa full de dame și am avut full de valet și m-am bătut. Și ai pierdut toți banii? Da. Și păpușii? Și păpuși. Te-i poartă preotul, mă? Da, că vă zic că nu contează, că salb că el îi poartă s-o fostă și oricum nu se vede și culoarea. Mă, dar că și ăla nu ți-a luat-o nimeni? Nu, că pe asta n-am pariat-o, că mi-e frică că dacă o pierd. Mă, dar poate de asta nu-ți merge mintea, mă, că-ți blochează că și-o lași gândurile. Uf, ce mă fac eu cu tine, mă?
cât să văd că cam îți place pokerul. Cred că s-o leacă dependent. Dependent? Și atunci mi-a venit mie minte cum i-a trecut lui depresia și nu i-a mai revenit. Sigur, așa trebuie să-i treacă și dependența. Dă-i mă că rezolvăm, că doar medicamentele sunt pentru tăti. Rezolvăm! Ai ca medicament și pentru dependența asta ta. Serios? Ia-ți doză șoc sau doză lentă? Hai zi, Maric, dacă nu altfel îți dau ce vreau eu. Lentă. Bine, doză lentă, dar mai bine întâi doză șoc. Hai. O să-i dau doză șoc, dar lentă. Adică tare, dar pe o durată mai lung ca să fiu sigur că-i treci. Da, cred că o perioadă o să mă lipsesc de tăi de poker. Nu știu cum zic, dar de fiecare dată când mă gândesc la full de alș, mă cap doar coastele. M-am lecuit. Hai mă, ce faci? Ai luat pauză? O leacă când s-a făcut cam foame. Așa și? Și sete. Așa și? Și ne-ar prinde bine o leacă de mâncare. Și mie mi-ar prinde bine niște bani. Dar și urmă unde eu pierd pități. Păi și nu mai mâncăm? Bă da, eu mâncare și tu răbdări prăjite. Păi de ce? Că-s buni răbdările prăjite, mai ales că nu ai alte opțiuni. Dar de ce, mă mică, nu avem altă mâncare? Mâncarea costă bani și banii s-o pierdu la poker. Mai ales că acum vine factura și la apă, și la curent, și trebuie să plătim. Păi și acum nu mai avem bani? Nu. Deloc? Nu. Deloc? Dar există o diferență între un deloc și doi deloc? Când spui de două ori deloc, înseamnă că ai mai puțin ca zero? Știi românii și aia care merg la pâine și întreabă dacă aveți pâine? Și vânzătoarea răspunde, nu. Și el întreabă deloc, așa e și cu fânel. Nu mai avem bani deloc? Deloc. Aoleu, păi ce facem? Eu mă duc în casă la umbră, tu faci rost de bani, dacă chiar vrei mâncare. Dacă nu ai să mănânci azi treflă până nu ai să mai vezi. Ce? Sau damă de câmp, care e mai bunul la gust. Tu ești nebun, nu mai avem niciun ban, adică niciun ban. Că n-am plătit niciodată să nu mai avem niciun ban. Că nici nu știu cum se procedează în cazuri de astea. Drept să zic, mai avem niște bani, dar am vrut să-l panichez o leacă ca să văd, poate îi mai vine mintea la cap. Să mai fac și el o leacă de grijă cu banii, că doar nu cresc în copac. Da, hai că mă gândesc cumva să fac niște bani. Fără poker, eu scot iar antidepresivul din cameră. Nu, stau cu minte, promit. Hai grijă. M-am tot gândit cum să fac rost de bani, de la cine să șerg, de la unde să împrumut, de așa. Problema este că toată lumea mă știe în sac, i-am pierdut la poker și nu mă împrumută nimeni. Că nu mă crede nimeni dacă zic că m-am lăsat. Așa că mi-a venit o idee. Mă duc la Moș Ghiță din capătul satului, că așa la oricum nu vorbește cu nimeni, că el e țăfnos tare și nu știe știrile din sat. Și șerg de la el, că el oricum dă bani cu camătă prin sat. Și îi zic că jirez cu calul, că el nu știe că nu-l mai am. Ia Ghiță! Ia Ghiță! Ia Ghiță, ești aici? Neaghiță, ești aici? Neaghiță, ești acasă? Da! Cine e acolo? Eu sunt Neaghiță, eu sunt Fănela lui Angelica din centru. Și mine! Stăteam și eu și mă uiteam ca omul la cum se urcă melcul pe copac și la cum crește roșia și la un moment dat aud zarv în ogradă, mă strâng unul și vrei la mine. Și deodată când mă uit, prostul ăsta de Fănel. Bine, el e băie bun așa, da? Deci, ia-ți, ce vrei? Ce cauți în curtea mea? Dacă puneam câini pe tine. Dar și matale câini? Nu, am un aparat cu câini, sunetul de lătrat de câini înregistrat pe el și mai pun când treci lumea ca să sperii. Bine că n-ai de pisic. Am, numai că s-aude cum îți încălduri și coți, că e ca proastele, nu se sperii nimeni de asta. Ia-ți, ce vrei? Păi, da, Neghiță, am venit să văd și eu ce mai faci la, până la matale, așa, vă să văd cum mai ești, cum te mai simți, așa. Cum să mă simt? Foarte bine mă simt, mai ales că nu mă deranjează nimeni. Dar eu am venit eu la matale, eu. Exact, a venit un nimeni. Zi-mi ce vrei. Da, mă gândeam că poate ai matale nevoie de, nu știu, de o can de apă la fântână, să mă duc să-ți trag niște apă. Ui, copchile, tu de când ai mai fost la mine, eu m-am branșat la apă, ui, am apă de la robinet. Ce vrei? Tu ce poate să aduc cu pâine, poate să-i foame de la magazin, să-ți dau o pâine, ce? Ui, prostule, eu sunt alergic la gluten, ui, am mață fini, ce vrei? Atunci poate să schimb butelia? Am gaz!
A, nu știu, atunci stăm de o leacă de vorbă. Zbăci, mai, cum mai faci, mai faci? Ce să vorbim, măi? Tu vrei bani? Ultima oară tot de asta ai venit, nu? Nu, n-am nevoie de bani, nu. Da. Dacă aș avea, ai avea să-mi dai? Ne, uite mă crezi prostă, copil. Deci ai avea să-mi dai niște bani împrumut? Ne, eram sigur. Hai să-i zi, măi, banca satului. Dar nu de asta zice lumea în sat ghiță monetarul? Sau ghiță cămătarul? Ne, cămătarul îmi zice, cam mulți lei. Adică animale? Nu, măi, prostule, bani. Deci poți să-mi dai niște bani împrumut? Cât vrei? 20 de milioane, cam așa. 20? E cam multe. Dar ce zice eu, banca satului? Ah, da, chiar râs, da. Ei, îți dau, dar am picit durată. E vreo luni de zile, cam așa. Îți dau, dar mi-aduci înapoi 23. Auleu, așa mari dobânda? Dacă nu-ți convine, tu țin soarele, mă, din alte parte. Gata, dar am zis eu ceva, gata, e bun așa, nu mă dăm. Bine, stai aici, mă duc să aduc caietul cu datorii. Că eu trebuie să notez, că altfel uit. Ia să vedem noi aici, la Francisc, Fane... Uite, dar tu... Opa! Ce avem noi aici? Ce? Când m-am uitat deja în caiet, el avea datorii la mine din 4 luni pe care n-o plătit-o, băiatule. Dar nu-i problemă, că eu de asta am caietul și mă uit în el ca să-mi amintesc că ei tot vin și mai cer bani de la mine. Tu trebuie să mai dai mie deja 10 milioane. Eu datorii la poker, acum 4 luni. Aoleu. Și deja la 4 luni iau și dobândă mare adunat. Deci cum faci? Păi facem așa, mă dai, îmi dai banii ăștia și oricum ăștia s-adun la banii pe care eu îi datorez deja și după aceea când îmi cumpăr o căruță cu banii pe care îi dai, muncesc cu căruța și fac alți bani și îi dau înapoi pe și ea și gata. Păi eu am altă idee. Doamne iartă, mai făcut, mă. Iar la poker? Nu, mă jur. Și atunci, de ce ești iar disculț? Ce s-a întâmplat? Am fost până la... Băi, are legătură cu pokerul? Da, dar nu chiar, dar are. Băi, de când mergi la poker, ai pierdut mulți bani. Și cal, și tractor, și trotinetă. Dar cel mai mult bani, cred că ai pierdut de la papuși. Câți bani ai pierdut cu papuși, îi cumpăram alt tractor. Are legătură cu pokerul, ai zis? Da... Bun, atunci. Ia vin încoace, că avem treabă. Să mor eu dacă înțeleg. Eu am avut intenții bune și n-am jucat nici poker și tot am luat bataie. Ce viață e asta? Cred că asta înseamnă să iei bataie cu împrumut. Faci azi prostia și peste 4 luni când te prindi măta, te bate cu dobândă. De fapt, mă bătă cu parul. Ce faci, bă? Iar te joci cu mâța? Da. Ai terminat treaba? Da, cum? Da, treaba din grădină? Da. Tată? Da, și există tată mai puțină și tată mai multă? Tată înseamnă tată, nu? Da, și nu mai știi glume de astea? Și eu pot. A, deci ai terminat treaba în grădină? Da. Și la Vale când mergem? Că avem trifoi acolo. Păi nu prea pot să-mi ia să adun trifoiul pe Vale, că nu mai am cușii. Ai dacă nu mai avem cal? Și acum ce facem? Lăsăm când punem un șed? Încoleac și fac cumva să recuperez ori car, ori tractor, ori ceva. Am eu un plan. Planul tău implică poker? Cam eu implică bataie. Ei, nu. Dar ia zi, noi mai avem drujba? Da. Păi, mă duc, stai lemne prin sat, că acum să caut, fac un bănuț și bam, cumpărăm. Păi, dar drujba aia e pe benzină, tu ai bani de benzină? Dar lasă, coleacă de benzină tot mai este. Și cu și este acolo, fac un prima zi de muncă și după aceea iau bani și după aceea mai bag și după aceea tot fac bani și bam. Dacă zici că te descurci, e drujba, vezi, poate fi acasă fără ea. Ei, las, hai să vezi dacă nu. Am luat frumos drujba și am mers la Mihaelu Țavă și am făcut niște bani. Am făcut plinul, am mai mers la unul și am mai făcut niște bani. Și tot așa, până am început să fac chiar cașul gros. Dar știi cum e viața. Când îi mai ghini, vine mai rău. Când l-am văzut pe ăsta că intră iar în ogradă, disculț și fără drujbă, cu fața așa de milog, am crezut că văd un film în reluare. Doamne, mă gândeam că mi s-o strica capul de văd același film în fiecare zi. Ce-ai mai făcut, mă, de data asta? Tot poker?
Nu, 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 n-am pierdut nici la poker, dar avem niște datorii mai vechi și ne-a oprit acum pentru el și drujbă și papușii până mă până îl plătesc. Cu ce dracu tot au papușii ăștia, mi parcă sunt nebuni. E chiar așa frumos mă încalț? Cine, mă? Tony, hai, ăla care ne-a luat și tractorul și căruța. Of, vai de capul meu, las că vorbesc eu cu tine, nu se mai poate. Bă, da, și ieri, și azi, și mâine. Trebuie să mă duc în sat să rezolv treaba asta. Eu cu taurul de coarnic, bă, ăsta îmi pierde bani. Tătem eu așa supărat și trist, mă gândeam cum am pierdut eu drujba. Și când deodată mă sun mămica, băi, vin repede din vale, că am treabă cu tine. Și caut mămica până în vale, cu și s-o dus, că bicicleta era acasă. Când ajung acolo, surpriză. Ce fain. Trrr. Ce ai făcut, mama? Ei, ce am făcut? M-am descurcat eu, că pe baza ta? Păi cum te-ai descurcat? Ei, cum? Am fost la poker și n-am rezolvat treaba. Ai câștigat la poker? Da, bineînțeles. Dar tu de când știi să joci? Păi când jucam eu poker, tu băteai cu lingurița în geam, băi. Da, chiar așa e, să știi că eu plecam la poker, tu stăteai cu tatăl tău și tu băteai cu lingurița în geam. Păi, mă, mică, dacă știi că ești așa de priceput, mergem mai amândoi, facem, ne îmbogățăm. Ei, ascultă la mine. Ușor vin, ușor pleacă. Ba nu, dacă nu-i muncit, nu stă la tine. Hai, du-te la Mihai și adă-l pe tăti înapoi. Adă-și tractor și drujbă și trotinetă, că le-am câștigat pe tăti. Hai! Pă, gata, am plecat, numai bun! Hai, calp, hai! Hai. Tu-ți dai seama și șmecheri, mămica, la poker? De acum altfel stau eu de vorbă cu flăcăie din sat, că de acum joc și eu altfel când știu că e șmecher și dacă așa mă susținie. Ei, mai merge el un rahat. Cam vorbit eu cu Mihai și cu Șilan să nu-l mai primească deloc. Le-am zis, dacă îl primiți și pierde bani, eu vin și vă iau toți bani. Așa că cazul e rezolvat. Oricum de acum treaba e bună. Să mai vină și lucreți acasă și viața și acordioane. Uite aici la tine eu, poate mă cadă complex și nici n-am făcut să sar. Hai, hai, hai cu mine cu căluță. Am tras și eu cu prăjitoarea cu căluțul ăsta, dar nu știi? O grămadă. Hai cu mine. Căluț. Doina parcă era, nu?